Acolo avem un simbol al istoriei noastre extraordinar de importante. Avem, aș putea spune, unica biserică de fortificație de secol XVII pe teritoriul orașului Galați, nu? Biserica Precista. O biserică de o frumusețe arhitectonică și de stilistică extraordinar de frumoasă. Acea biserică trebuie fructificată cu elemente ajutătoare, cu elemente care se intre în consonanță, în rezonanță estetică și vizuală. Acolo n-ai ce căuta Elicea, cu toată stima și cu toată considerația față de această, cum să spun, clasă muncitoare de la șantierul naval. Da. Ei merită mult mai mult, pentru unde? Că șantierul naval a deschis porțile citadine ale orașului. Șantierul Correct. Naval din Galați a dat... Unde vedeți locul Elicei? Dacă nu acolo, unde? Într-o zonă în care se poate discuta. Avem atâtea alte zone, nu? Sigur că da, sigur că da. Acum, unde ne întâlnim? La Elice. Nu mai este vorba de unde ne întâlnim la Brăteanu, nu? Ne întâlnim la Elice. Adică toată lumea știe de Elice. A nu respecta un simbol al muncitorimii gălățene este o mare greșeală. Bun. Adică să anulezi acea, cum să spun, Elice de acolo. Dar sau cum să nu respecti adevărul istoric prin prezența statuiei lui Brăteanu. Iarăși, eu dar nu le-a lipit, domnule. Dar cum trebuie?